Gedoia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un nou episod de The Hunter Call of the Wild Freestorm GXT. L-aveți în descriere pe omcole așa? În descriere, link-ul, trebuie să-mi dai link-ul, pentru că nu-ți mai știu canalul, ți-ai schimbat canalul. Da, ok, salutare lume. Suntem la 960, suntem pe harta asta cu The Lake. Tu ai schimbat harta europeană, eu nu știam asta, habar n-aveam. Și ți-ai luat arme și toate cele? Sau nu ai? Opa! Am pușca standard, cea care ți-o dă la început. Am înțeles. Pentru că nu am făcut o carieră, nu am mai jucat până acum și n-am. Ți-ai pus waypoint cole așa la cabană? Eu am... Mă strigă o căprioară, îi place de mine și ci că vrea să facem un mating amândoi și m-aș cam duce. Ok. Mă duc cole așa la love. Love of my life! Numai că o să aibă o surpriză. Aș fi vrut să încercăm și pe la munți o lecușe. N-am mai împușcat de mult niște hurși. Numai cu căprioare în ultimul timp. Un mus! Am dat de un mus. Ai văzut vreodată vreun mus? Ce ai omorât până acum în joc? Că știu că nu joci de mult. Cred că am omorât și un mus. Da, am omorât, da. Deci ce-s mai dificil? Deja... Cam vreo 90 de ore am în joc. Am jucat cu Valentin înainte, dar perioada m-am oprit. Dacă n-am mai avut cu cine, nu. Deci l-ai de mai mult timp, că știu că ai zis că l-ai instalat acum și m-am gândit că, bă... Cunosc un pic jocul ăsta așa. Gaciu. Uite un ursuleț. Ia să vedem dacă reușim ceva. Să-ți păstrezi totuși direcția spre cabana asta, să o descoperi și avem aici lacul, da, știi? Da, și da. La lac sunt... Sunt pasărici la lac. Și eu sunt după un muscole așa, dar ochii cam fricos, omul nu prea vrea să dea ochii cu mine. N-am mai luat un mus de ceva vreme. În ultimul timp am bătut cu mistreții. Aia asta-i dracu, sunt mici așa și ai dracu. Așa-i văd. Wow. Sunt ca niște minioni. Ia. Mating call. Tu știi, sunt foarte multe animale la lac. Da, doar le auzi, dar nu le vezi, știi? Asta mă oftică cel mai mult, când le aud, dar nu le văd. Ciudat. Da, băi, le aud mereu, unul the warning call, altul the mating call, dar nu văd niciunul, știi? Sunt băgați prin papură pe aici. E numai papură pe mijloc. Și mă tot uit așa. Ăștia cu ecran 4K, sunt invidios pe ei. Eu trebuie să mă uit după pixel, mișcându-se dacă sunt la deportare. Opa, să nu spui că la urs. Am dat de un urs, ești nebun! Am dat de un urs și mi-a dat warning call. Am și văzut, cred că, mișcându-se. Parcă știu, avea un urs pe acolo. Te-o fi auzit. Da, dar l-am pierdut deja, de noi nu-l mai... Te-ai îndepărtat alea, că ești la 800 de metri. Da. Stai, dracu, urși ăștia. Chiar ai dracu, ai văzut că... Dar nu știu dacă te atacă. Cum să nu? Mamă, și porci mistreți. Eu mi-am luat în episodul trecut, mi-am luat de două ori de la doi porci mistreți. Și urși, eu mi-am luat-o rău de la urși, ce-ai? Eram așa gen, ola, jbang, bum, și mi-am luat-o. Da. Nu știu exact cum... Cred că te și omoare, nu știu, că eu până acum am fost rănit, dar nu omorât, știi? De animale. Da, eu cred că te și omoară. Că dacă încerci, de exemplu, să zbori și sari de pe undeva de sus, o să descoperi că mori. Da, asta am testat-o pe pielea mea și știu că funcționează. Deci există mecanică de moarte, știi? Adică se poate face chestia asta. La asta mă refer. Gata, mă duc după urs. Am și armă de urs. Am o de aia care pătrunde așa prin pielea animalelor ăstora mai babane. Wow. Da. Cu aia dacă dau... Ești avansat în level. Cum? Ești mai mare în level. O lecușe doar. Dar cu asta dacă dau de exemplu un căprioare, îmi dă scor puțin, fiindcă am distrus prea mult cadavru. Da, faci damage prea mult, da. Exact, da. Ca și cum carnea nu ar mai fi bună de mâncat sau... Cred că se păstrează de... capul și coarnele, știi? Ceva de genul. Probabil. Și le distrug. Funcționează. Uite un outpost micus cu aia. Tu? Vii în direcție? Aha, hai că... Da. Să descoperi zona aia. Dar arma aia, asta babană, nu știu exact cum se numește,
Trage, dar după aia pe o rază de 10 km nu mai găsești niciun fel de animal la cât de mult se sperie. Oh, am dat de urs! Wow. L-am văzut. Gata, tata, iar meu. Ia zi, tata, în cur eu dau. Cum nimeresc eu animalele astea? Tot timpul numai cu curul la mine, nu înțeleg. Jos din prima i-am dat cap. Jos din prima i-am dat cap. Ia-o pe asta, boss. Okay. Ia-o pe asta. Deci trebuie să ții neapărat arma asta. O să intru în shop să zic cum se numește. Trebuie să vezi dacă o ai desfăcută. De fapt, stai așa, poate pune aici. Inventory. Și cum se numește asta? Stai așa. 2-2 docentu. Ranger-ul pe... cu... gloanțe? Sau e Range Master? Ah, da, uite. Range Master 338 se numește. Range Master... Ok. 338. Asta am e. Am să țin în minte. Range Master. Din cauza că poți să dai cu ea la mare distanță, de-aia să bănuiesc eu că se numește Range Master. Băi, ești nebun. Da, se referă la range. Mm-hmm. Da, ești putere, frate. Tu cum de... Da, se aude, mai de capul meu. Dacă erai pe lângă mine, pe la un 4-500 de metri, auzeai și tu glonțul. Mai am 200, mă apropii și eu. Trebuie să schimb armă, gata. M-am mutat pe armă că dacă rămân pe aia, rup tot. Ok, acum hai să găsim ursul. Unde e ursul? Dar chiar, cum îi zici la urs să vină la tine? Bine, nu că ai vrea vreodată chestia asta. La câine îi zici cuțu-cuțu, dar la urs cum îi zici? No idea, nu știu. Chiar nu m-a interesat chestia asta. Întrebare, are cineva idee cum îi zici la urs? Da, asta te cred. Are cineva idee cum faci un urs să vină la tine? De preferat în joc, ca să ne ajute. What? Încă un mus, ești nebun. Da, măi, uite aici. Frumos, tată, frumos. I-am dat din prima în inimă. Storm i-am dat prima dată în inimă. Am bronzul, 526 de puncte, dude. Tare. Frumos, băi. Băi, tu știi de la ce distanță? L-am luat pe ăsta de la 206 metri. Nu, ia-o pe asta. 206 okay. metri. Asta e de bine, e mult, e de bine. Dacă e peste 200 de metri, e de la distanță. Ia uite. Uite, am un mus în față care e super, super nervos și tot îmi dă cu warning call-uri de-astea. E, când se mai întâmplă chestia asta, să ai un animal de-asta nervos să țipe la tine, e posibil să vină spre tine. Eu am mai descoperit în experiențele mele de până acum. Lele, câte urme pe aici. Da, e mișto zona asta, deci sugerez, vii, descoperi aia și pe aia vii cu alea la lac. E chiar mișto la lac aici. Ia uite, căprioare, musuri, tu știi ce e aici? E nebuneală. Urs. Am apropiat imediat. Musul ăsta e dificil. Și la mus, de exemplu, îți trebuie tot range master-ul, că musul are pielea groasă. Da. Am rămas uimit când am văzut videoclip. E un videoclip de ăsta pe internet, cum arată. Filmau unii care mergeau pe o cărare de asta în Canada. Era zăpadă pe peste tot și vinea un mus, știi cum, ca trenurile alea de sapă prin zăpadă, știi? Și arunca toată zăpada din fața lui. Deci zăpada musului venea până la jumate, dar el fugea prin okay. zăpadă. Deci, fai de cap. Sunt foarte mari, au vreo 3 metri înălțime. Ata, l-am văzut pe măgar. Am văzut. Te-au tăltat. Warning wow. Columnă. Ca aereu. Să iau arma aia, îmi trebuie multe puncte. Și bani? Măcar te încadrezi la bonișori? Bani cred că o să fac, nu ar fi o problemă, dar puncte am 42 din 4336. Wow. Ok. Da. Ai următoarea, știi? Uh-huh. Mamă, dude, am căprioare, am un cârd de căprioare. Un pack, o hoardă. Cum le zice la mai multe căprioare? Cum se numesc? Hoardă, parcă, da. Hoardă? N-are cum, că nu sunt zombi. Sau? Cum așa? A, de fapt, da, ai dreptate. Ha! Direct, tata, direct. Modalitatea mea preferată de a trage. Una în cur, una în inimă. Așa sunt. Ok. Da, așa le prind, în puii mei, dacă sunt cu spatele la mine, că de obicei ele fug, că mă aud. Și tot timpul îi prind pe toți cu spatele la mine. Asta este. Da, am un videoclip numit pe la spate, adică... Da. Deci toate sunt pe la spate, dacă așa le nimeresc. Super tare.
Da, deci e bele aici. E superb. Mamă, ia uite-te și tu, cerb. Dude, deci vino la lac. Nu știi ce pierzi, trebuie să vii la lac. Gata, tata, am găsit musul. Asta e, scoatem Range Master-ul. Hai, Storm, trebuie să vii cu un kill. Am văzut un kill. Și eu la un mus acolo, dar distanța e cam mare și arma mea nu prea e așa bună. Bagă-te tiptil. Da, trebuie să mă duc ușor, ușor. Și eu am un mus, doar că trebuie să mă urc în papură, trebuie să mă urc pe un deal. Și care-i treaba la Range Master? Nu suportă decât un glonț pe țeavă. Știi, n-are 5. Înțeles, da, da. Și n-ai decât o șansă. Vai, un pac de musuri! Ah, fira, uite, vezi, acum am tras, am ratat și toți au fugit. Și acum până fac eu reload la Range Master, au fugit toți, nu mai văd pe nimeni, știi? Asta e, that sucks, man. Se partea nașpa. Ai ajuns la căbănuță? Da, da, am on the claim. Nice, 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 nice. Și acum te poți teleporta aici oricând și de aici poți să-ți ia ATV. De exemplu, poți să-ți ia ATV să vii spre mine dacă vrei. Și nu, 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 că fac gălăgie și nu e... Da, bine. Da, da, îi sperii o leacă. Ce atmosferă faină. E relaxant jocul. Este, este. Și trebuie să recunoști. Grafica te dă pe spate. Da. Nu știu cum a reușit să facă optimizare la grafica asta. Asta e fenomenal. Știi tu că jocurile cu iarbă și copaci mulți, gen floră de asta așa, vegetații ăstea, iau ce mai mult. Da. Da, da. Dar nu știu cum au reușit ăștia să țină sub control performanța. Foarte fain. Au un engine ceva bun, ceva au. Fain. Da. Că diferența e destul de mare. Wow. Almos. Diferența e destul de mare de la varianta anterioară față de asta, știi? N-a fost chiar așa o mică bunătățire. N-am jucat varianta anterioară, dar nicio, am văzut videoclipuri. Ceva, ceva. Da, 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 păi la fel și eu. Dar nu prea, după părerea mea, nu prea era așa de jucat, dar în fine. Hai, trebuie să găsești la lac ceva. Am numai urme pe aici, numai urme. Nu știu pe unde să o iau. Du-te-n căcat, am văzut ursul în picioare, ești nebun! Gata, tata. Range Master-ul. L-am luat. L-am luat. Dude, l-am luat. Wow. Și e okay. Jos. L-am luat din prima și pe ăsta. Era în două labe și am dat-o. Sper să i-o fi dat fix în inimioară. La corazon. Era o melodie a lui Shakira cu corazon. Pa. Am o căprioară. Wow, și doi munți. Doi muși, okay. Mamă, bagă-te pe aia. Muși, da, da. La cap, că pe aia nu-i nimerești da, la inimă. Da. Cap ușor, cap ușor. Cum s-o... Deci am omorât ursul și mi-a mai dat altul warning call în stânga și ursul ăsta ce l-am omorât a rămas în picioare, dude. Deci a rămas în patru labe. Like, what? Ia fi tu atent aici aia. Ăsta nu mi-a luat nimica. De la 110 metri, plămânul drept. Accept, ia uite-te în stânga jos, ia uite. Wow. Am găsit niște coarne, lol. Da, 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 alea sunt ca niște trofee. Oh, XP reward. Thank you. Îți trebuie. Mai bagă-te pe de-astea. Mai bagă-te pe de-astea ca să-ți iei armoaia. Mm-hmm. S-ar putea să primești... Deja. Posibil să primești experiență și dacă te duci la locurile alea cu semnul întrebării ca să le desfaci? Mă gândesc. Cred. Nu știu. L-am ratat. Auci. Am eu unul lângă mine, stai să mă o să văd. O să-i dau o desfacere. Let's see. Bă, dar e frumos aici, deci la lac e superb. Aici e eating zone. De la 3 la 9 seara, ok. E prinzi acolo. Da, nu-ți dă experiență dacă desfaci un loc de la. Tocmai am intrat eu într-unul. Știi că găsești materiale pe jos și faci o construcție de aia. Ca să supraveghezi. Da, da, da. A, uite că i-am dat hit. I-am dat very low. Căprioara? Trebuia să fug, cred că da, o să trebuia să fug mult. Păi, uite-te pe hartă unde sunt eu și vezi dacă căprioara vine spre mine. Poate o întâlnim la jumătate. Știi, poate pot să sperii eu. Dacă dau un glonț de aici...
Ia să vedem dacă schimba direcția aici. Nu, ok. E fricoas, o ia în zigzag. Wow, încă două zone de thinking aici. Da, da, da. Nazmi, știi, mișto de tot la lac. Sunt uimit că sunt mulți urși pe aici. De obicei urși erau în zonele mai muntoase, mai deluroase, o leacă. Da, e ciudat. Ori fi venit, dude, ori fi venit jos la apă. Știi, o fi un timp al zilei. Asta am ce să spun eu, probabil. Știi că și timpul zilei afectează. Opa, am una aproape. Hai să luăm. Range Master-ul. Deci, îți spun, îți trebuie un Range Master în viața ta. Numai cu un shot le-am luat, i-am luat pe aia. Doi urși dintr-un shot, păi e mare lucru. O să o luăm așa tiptil. Pe tiptileanu. Pe aici un urs al trec. Sângerează, sângerează. Dar nu mai găsesc. Wow, cum s-aude, man. Holy shit. Ți-am zis că dacă e sub 500 de metri se aude, luai o căprioară. Da, dude, asta asta e Range Master-ul. Am luat-o din prima, deci totul e one shot kill, one shot kill. Dar ai văzut că nu prea-ți dă puncte. Nu știu dacă ai văzut în stânga jos, nu prea mi-a dat așa multe puncte, știi? Uite, am luat acum o căprioară, tot așa din prima, i-am dat în spinare. Am luat bronzul, 466, uite în stânga jos o să se apară informația. Pac. Da. Nu-i de acolo, e ok. Da, na, am speriat totul pe o rază foarte mare. Ia, hai că vin spre tine. Oricum, ce fugea de la tine spre mine, acum s-a întors la tine. După shot-ul ăsta. Da, eu am pierdut urma de sânge. Da, ok. Ok, am văzut-o, na. Urs, dude, urs, fii atent. Lângă, uite-te unde sunt eu. Da. În fața te e un lac, corect? Da, da. Dincolo de lac și spre dreapta e un urs. O, am auzit-o. La nord-est avem un urs. Nord-est. Nu-l mai văd, dar e... O, gata, l-am văzut. E dincolo de papură. Ai auzit un coyot, nu? Da, da, da. Mamă, dude, un urs. Hai după el, hai după el, hai după el. Deci, dincolo de lac, fix opus ție, e un urs. În partea cealaltă a lacului. Doar că e în papură și nu prea-l văd. A, l-am văzut. L-ai văzut? A, nu, e mus, e altceva. Nu, nu. Nu, 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 nu. Ia uite, Jack Rapid, un iepure. Nu, 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 e un... Îți spun că e un urs, l-am văzut, clar. Bă, numai, a un iepuraș care fuge pe lângă mine. A, acum l-am văzut și eu, dar uite-l. Wow. Unde, 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 uite, uite, uite. A ieșit din papură? Între vest și nord, cum mă uit eu, da, a ieșit, se duce înainte, spre deal, spre pădure. Gata, l-am văzut și eu, hai că încerc să-l iau. Ia-l. Dead. Ah, bă. No, no, no. Nu mai văd. A fugit, s-a băgat în papură. Fagi. Dacă-l văd că urcă dealul, să treacă dincolo, poate-l iau, dar altfel nu cred. Dar mai e un urs pe lângă mine. Deci pe lângă mine aici e un alt urs. Wow, un animal. Un mus, chiar lângă mine. Wow, ce-am dat direct în cap. Rupe-i fușul. Stai, 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 nu fugi, nu fugi, nu fugi. Bă, aia am încă una. Ok. Mă duc după el. Opa, 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 ce-i acolo? Băi, câte astea, ești nebun, ce stau, mă? Căprioară și coyot. Bă, mă, lași. Ce de animale? Ia uite, tata. Nu mă duc mai aproape de asta. Dude, spun, lacul ăsta e magnific. E zona fane de vânat aici. Da, da. Și nu e nici prea deasă, poți să le vezi. Greșeala pe care o fac eu în jocul ăsta cel mai des e că alerg prea mult. La fel fac și eu. Ursul ăla în care eu am dat mai devreme face gălăgie acum. Ha, ha, oleo. E rănit, cred că. Hai, e în picioare, dude! Gata, e mort. S-a dus. Mort, mortos. S-a auzit. Ți-am speriat ceva pe acolo? Suntem la 480 de metri, mă gândesc că nu e... Nu, 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 nu. Ce moftică cu treaba asta, că n-are decât un glonț pe țeavă.
Gata, dude, ia uite, l-am luat, nu, băi. Și am luat și căprioara aia, du-te mă de aici. Freestorm, deci, uite, trebuie să, trebuie să mă ajungi un pic din urmă. Ia uite, am luat din nou bronză. Deci am dat în cap la musul ăla, dar pielea prea tare, prea groasă și nu, n-a penetrat. Ăla e greu de cap. Dă foarte, mi-a dat very low și trebuie să fug jumătate de hartă ca să-l găsesc. Da. Ba nu, e în viață, cred că. Ba nu, e meeting, nu, nu e el, ok. Ia uite, iară bronzul. Uite-te în stânga, uite-te în stânga, bă, jos! Mamă, pă, dacă continui așa, curăț toată harta. Nu știu, am... adică sunt oarecum faimos cu norocul meu în Hunter. Deci am noroc, ce-i drept. Hai în partea cealaltă, tot la urși. Tot urși mă atrag în partea asta. Coyot. Nu știu, eu coyoții... Îi mai nimeresc așa o lecușă, dar vulpile alea, băi, nu nimerez vulpile, da, cu da dracu. Eu sunt micuțe. Da, și de ea. Tot au aceeași culoare ca solul, știi? Mm-hmm. Sucks. Unde ești, dude? 750 de metri, mamă, ce cauți pe acolo? Mă duc, mă îndepărtez, mă o să cau un mosul ăla, dar nu... Tot fug după urma de sânge, dar nu-l mai prind, nu mai găsesc. Poate sângerează și o muri, eu știu. E dat low, nu? La sângerare. Da, e very low. Ok. Păi dacă e un Rambo, ăsta se peticește, se coase așa pe drum. Da. Apune soarele. O să avem niște priveliști frumoase. Nu știu de tine, dar mie nu prea-mi place să vânesc pe noapte. Așa că obișnuiesc să dau skip la noapte. Mamă, deci gâfâi ăsta, eu cred că am cel mai gras skin din jocul ăsta. Tu știi cum gâfâi. Ok. Nu știu cum de-au știut de mi l-au dat. Aaa, ursul! Gata, tati, free range-ul. Master. Pau, eu nu mai fac cu ăsta, deja m-am sudrăcut. Da, de unde am greșit arma? Am tras cu pișcariciul în loc să trag cu vreo. L-am enervat doar un pic. Oh, o vulpe. Ok. Ena. Tot respectul dacă e vulpe aia. Tot respect. Încerc. Sunt concentrat. Acum am un urs pe urmele unui urs. Ah, coyot. Hello. Ce ăsta, mă, mus? Doamne, dude, câte animale îmi pui mie, nu știu ce să trag mai întâi. Că dacă trag într-una, pleacă celelalte. Da, da, da. Warning call, ok. Aproape. Uite musul ce l-am lovit, ok. Cum adică, l-ai văzut pe el sau? Da, am văzut musul ăla ce l-am lovit, că când îți loviți merge așa cu capul în jos, știi? Aha, aha. Cu capul în jos. Eu nu văd vulpea aia șiriată, unde ar fi. Oh, what the fuck? Nu știu, un urs rănit, dar nu știu dacă sunt ok, nu știu dacă vreau să mă duc atâta după el. Că la sigur mă aleargă. Hop! Te-am văzut, tati. Gata, ești al meu. Free range-ul. No, nu l-am omorât din glonț, dar l-am rănit. S-a auzit acum în pușcătură ceva? Nu. Deci ești prea departe. Da. Alt mus. No, fuck, am un urs rănit și un mus rănit, ambele cu range master-ul, deci știm sigur că n-au mult de trăit. Pe care l-ai alege să te duci după? Cred că ursul. La urs mă uceam și eu. Pentru că dă experiență mai multă, probabil, nu știu. Dă mai mult? Nu știam.
cred. Depinde cu, cred că, cum i-am luat. Sau s-ar putea să conteze și asta, da. Două. Ce animale pe aici? Ia mă, ce am dat astea? Very low. O să iei pe very low. Dar tu știi că mi s-a mai întâmplat să găsesc, de exemplu, să rănesc un animal, să fie pe very low și pe aia să găsesc cadavru. Deci mi s-a întâmplat chestia asta. Da, pentru că îi curge, tot curge sânge și la un moment dat moare. Ce drept nu mai știu cât a mers, știi, cât mi-a luat să-l găsesc, că asta nu știu. Haide, mă. O, te-am auzit, baby. You are mine. S-a ascuns pe aici. Gata, tata. Te-am văzut, ești al meu. O, 560, ne apropiem unul de altul. Gata, mă, l-am luat. L-am luat din alergat așa, din drum, tu știi cumva. Foarte frumos, nice. Foarte frumos. Gata. Asta e cât e, al patrulea. Ah, i-am dat în pelvis, n-am luat, am luat decât 283, gata. Storm, ce faci, Storm? Niciunul, hai da! Deci, iar niciunul, atât din norocos am putut să fiu. What the hell? Mus! Hai să ne odihnim. Asta l-am cu range master-ul, tati. Nu vreau, nu e mă, musul e al dracu. Musa e greu de luat. Da, are pielea tare. Da. Eu cred că n-o să mai tragă muș, pentru că degeaba trag în ei. Da, sunt foarte dificili. Nu am chiar prima armă aia și... cu aia nu. Odată am tras, jucam pe harta aia, Taiga, parcă? Aia cu iarnă. Și am tras, da, da. Deci am tras într-un mus de vreo 6 ori. Deci am pe filmare treaba asta, vreo 6 ori. Wow. N-a vrut nici de-al dracu să moară. E alt urs. Wow. Cum se întâmplă? Deci la început de episodul am spus că nu găsești urși și acum nu mai scapi. Numai urși eu, da, am tras în doi muși. Da, da, da. Doar așa, de complezență, știi? Iar acum numai urși. Dar nu-ți imagina că am nu știu ce tactică, eu doar fug. Păi nici eu nu stau la tactică. Și cred că din cauza că fug și animalele de mici, de-aia nu văd nimica. Păstrează-te prin zonele mai deschise, așa-i vezi. Eu stau numai prin zonele deschise fără copaci, așa-i văd de la distanță. Uh-huh. Cum am văzut ursul ăsta, că era în două labe și era în picioare, l-am văzut dincolo de papură. Dar dacă aveam copaci, nu mai vedeam, nu-ți dai seama. Vino aici spre mine, că tu știi cât sunt pe aici, sunt o grămadă. Suntem la 400 de metri distanță doar. Am un ursuleț pe aici ce vreau să-l adaug la colecție. Trebuie să mă îndeportez o leacă de tine. Că mă duc după urs. Dar aici am un lac super bogat. Eu am mai făcut o prostie. Nu mi-am luat clanțe cu mine. Păi poți să te teleportezi acum la casă. Vreau mai întâi să fac și eu neapărat un vânat bun ceva. Aha. Să iau și eu un vânat. Măcar. Nu mă fac de rușine total. Doi urși! Wow. Cum se poate așa ceva? Bă, da, mușii ăștia nu mor, mă, fratele meu. Tot dau. Am trei muși împușcați până acum. Nimic. Doi coioți vin la mine? Dude, de trebuie să vii aici? Că e moarte aici. Mamă, merg, mai tragi? Wow. Da. Am tras prost. Nu, n-am tras prost. L-am nimerit. Am un coiot luat. Ce e asta? Coyot. Am luat silver-ul, dude, 661 de puncte la coyote, am dat în față. Wow. Ia uite-o. Ok.
Deci e Crăciunul la mine. Spune, în zona asta sunt multe. Adică am văzut în fața mea, am avut doi urși, un mus, am tras un urs, un mus și după ce au fugit, spre mine au venit doi coioți, dintre care doar unul a mai rămas în viață. Toate s-au petrecut în 5 secunde. Ia uite ursul în față. Ia zi, tati, cum stăm? Ce facem? Te-am văzut. N-am murit din prima. Mai auzi pușca? Va, și încă cum. E zgomotat ăsta. Resună pădurea când dai cu ea. Asta cu un glonț, dacă nu nimerești ursul și ăla vine către tine, te-ai ras. Hai, că da, nu poți să dai. Da, da. Și nu poți să dai nici switch la, nu poți să dai switch, știi? La armă. Că el intră în animația de reload imediat. Că își dă reload automat. Ce ești tu, măi? Ia uite, iar câmp deschis, căprioară, urs pe dreapta, nu, în ce să dau mai întâi? Doi cuiuți la mine. Yeah, baby. Nice. 1326 cash și experiență 233, cam puțin, silver. Wow, 783, what? Dude, bravo. Am nimerit tu, nu? Like, what the fuck? Ah, gai, ăștia al meu. Dude, am aici la urși în fața mea, nu o să-ți vină să crești. A venit și Alin pe aici. Am mai nimerit un coyot, unde a fugit? What? Ah, uite. Oh my god. Am un mus și doi urși, unul negru și unul mai alb și urșii stau în cur și musul sunt aliniați toți trei, unul lângă celălalt. Este... Am mai luat unul. 659. Dude, vine un mus către mine și eu sunt tiptit. Sau pitit. Dar ce ciudat, mergeam așa și mi-au apărut în față deodată, lol. Tare. Din prima am luat musul. Asta este. Deci să-i fac lua lui puțină poftă de concurență. Mamă, de ce am la animale în jur de n-am ce să fac cu ele? Pă, cuvântul meu. Storm, vino cu a... Help! De uite, aștept aici ca multe animale în față. Și da, am luat musul. Man, spre departe, nu pot să vin. Come on! Cred că ți-am găsit o pradă de-a ta. Ai păi ia-o, ia-o, dacă poți să o iei, ar fi super. Acum am să caut. Ce fac aici? Am fii antenă. Am trei urși și un mus, care vin spre mine. Wow. Eu îi aștept? N-am idee, nu știu. Hai la mine, hai la mine, hai la mine, hai aici la mine. Te aștept, da. Vii și luăm fiecare câte unul, deodată? Da, până vin eu... Crezi că durează prea mult? Cam da. No, bine, atunci trebuie să dau roata la lac. Să vin pe partea dreaptă. Atunci mă bag la un mus, că până atunci mai vin alții, cred că se mai spawnează. Acum am pus pe mușcă, că să-i dracu. Ia uite mă, au fugit acum, mama voastră. Gata, hai după el, tata. Hop, altul, urs. Nu mai vreau. Urs rănit. Și ăla ce de acolo? Alt urs! Dude, în pui mea am hoardă de urși! Dude, am căprioare, urși, am de toate, what the fuck, man? Jur că n-am mâncat căcat azi dimineața, deci nu. Pur și simplu e o coincidență. Coincidență. Ok. Deci am împușcat trei urși după care să mă duc mai întâi. Wow, un o vulpă. Este nimeritul. Cadavrul acela ai găsit, de-al meu l-ai luat? Nu, am pierdut urma, nu știu să întâmplă. Ah, ok.
Da, mai găsești de ăștia, că eu trag aici ca nebunul, ai văzut. Se și aude. Da. Sunt un pic de Rambo style. Și ești atât un mus care urli. Hai că luăm pe ăsta după deal. Oh, fugi, unde fugi? Gata. Iar cu spatele. Ia uite altul. Este, am mai prins un coyot. Se pare că eu am baftă la coyot. Nice, oricum e destul de dificil. 76, ok, bronze. Freestorm, am scăpat urma. M-am pus da, pe ăștia, pe muși. Ok. M-am pus pe firar mama lor. Mi-a deblocat ceva echipament. Nice. Bă, nu știu care-i treaba cu echipamentul, rurule. Nu înțeleg nici eu la ce ajută chestiile alea. Ia uite, fiatră, și bang! Altul, urs. Black bear, nice. Spilling, cum era aia? Killing spree! Godlike! Asta e din Counter. Ai jucat și acel loc? Oh, l-am jucat mult în adolescență. 1.6 sau care era ăla? Da, 1.6, da. CSGO nu l-am jucat, dar 1.6, religios îl jucam. Am tras ca un prost. Nu m-am odihnit, eram obosit și mi-a luat-o în sus. Da, asta încerc să fac eu acum, am o căprioară. Să mă odihnesc un pic. Hai. Gata, hai să vedem. Am una, cred că la 2 km, am un cerb. Wow! Gata, tata, altul. Luat. Mortus caputus. Ai vreo urmă ceva luată? Am nimerit o căprioară acum, m-am duc după ea. Ah, nice. Asta cred că e cea mai de succes sesiune la mine. Fix animal după animal. Să știi chiar că e frumoasă zona asta aici. Animale în prostie sunt. Vezi că a pus un pic soarele, o să mă duc să fac zi. Sau vrei pe noapte? Vrei să... Fac ziul, stai liniștit. Mi-mi place pe zi cum e, cu lumină, cu chestii. Și de obicei de dimineață vin la lac animalele, căprioarele în general, ca să mănânce. Să mănânce, să bea, eu ce prost sunt, să mănânce. Să mănânce apă. Tot aia. Păi, o mănâncă și iarbă, de-aia, ce știu. Mușcă din papură? Da, probabil. A, uite, am și murit, ok. L-ai luat? Eu am mai luat un mus, eu ți-am zis că m-am pus pe muși. Nu tot cum am dat fix în inimă, wow. Silver. Ok. Bun, mamă. A, uite mă, și 461, azi că nu e de acolo. It's very nice. A fost pe easy asta sau cum a fost? Da. A fost pe easy, cred că da, nici n-am băgat de seama. Mă duc să fac lumină. Băgăm aici. Hai mă. Ce mă pot teleporta? De ce nu mă pot teleporta? Stai așa să vedem. What the f... Gata. De ce nu mă pot teleporta aici? Stai un pic... nu, că e greșisem asta. Gata, fast travel. Ok, bun. Ne oprim aici și continuăm data viitoare? Da. Cel mai bine? Poate avem mai mult noroc de dimineață. Bun. Sperăm că v-a plăcut și până data viitoare v-am salutat. La revedere.